Sunteți și președintele AMR, nu? Asociația Municipiilor din România. Exact. E o mare onoare pentru mine această funcție. Și cum sunteți în perioada aceasta? Noi am pregătit un material apropo de acea lege care a trecut prin ordonanță de urgență, codul administrativ, un proiect foarte controversat care a căpătat contur în ședința de guvern, de unde am aflat cu toții că toți primarii din 1992 și până în prezent, toți viceprimarii, toți președinții de consilii județene și vicepreședinții de consilii județene, cât ori fi fost ei, din 1990 și până în prezent, vor primi indemnizații speciale. Și noutatea este că, deși a trecut în ședința de guvern perfect, încă nu s-a publicat documentul în Monitorul Oficial. Rar s-a întâmplat așa ceva. Am văzut o situație similară la ordonanța celebră, ordonanța cu numărul 13, care a scos românii în stradă. Da? Și acolo era un termen până la publicarea în Monitorul Oficial. Iată și acum se întâmplă la fel. Oare de ce? Așadar, ce se întâmplă cu codul ăsta administrativ de nu a fost publicat în Monitorul Oficial? De ce credeți că se amână? Sunt supărați primarii sau care e problema? Nu m-aș avânta eu în discuții referitoare la activitatea guvernamentală. Într-adevăr, așa cum a spus, e ciudat. Și noi îl așteptăm de foarte multă vreme. Este profund în regulă faptul că în România nu a existat așa ceva. Sunt mult prea multe legile care reglementează activitatea administrației publice locale, ceea ce este profund în neregulă treaba asta. În consecință, noi susținem elaborarea unui cod administrativ, care evident nu poate fi perfect, dar care este mult mai bun decât există legislația foarte stufoasă la ora asta, să nu mai discutăm de faptul că multe prevederi legale sunt antagonice. Adică, oricum ai face, încalci o lege, pentru că au prevederii foarte, dacă nu, mai mult decât confuze, adică sunt contradictorii. Bun, de aceea susținem partea cu pensiile speciale. Punctul meu de vedere mi l-am exprimat public, nu o singură dată, și anume că noi ne dorim o țară normală. Cred că este datoria noastră să normalizăm această țară. Dacă nu pentru noi, măcar pentru copiii și pentru nepoții noștri. Ori tot ce înseamnă special, acest cuvânt special, înseamnă tocmai promovarea anormalității. Știți de ce? Pentru că acea componentă de special înseamnă că eu și dumneavoastră și toți cetățenii plătim pensia, partea specială, componenta specială a pensiei tuturor celor care beneficiază de așa ceva. Da, părerea mea este că trebuie să promovăm sisteme normale, sisteme sănătoase, sustenabile economic, adică pensia care să se bazeze pe principiul contributivității. Acel special contrazice orice explicație economică și de normalitate. De aceea am ținut să precizez că sunteți președintele acestei asociații a municipiilor din România. Spuneți că aceste pensii, sunteți împotriva ideii ca primarii să primească aceste indemnizații speciale. Să clarificăm acest lucru. Discuția referitoare la pensiile speciale, noi în Asociația Municipiilor nu am avut-o. Deci o asemenea discuție. Eu nu vorbesc în numele asociației. Nu avem o decizie în acest sens. În consecință, ar fi anormal să am o poziție în numele asociației. Este poziția mea personală, pentru că am dreptul să am și opinii. Și, repet, cred că ar trebui să fie proiect național acela de a normaliza deci România. Deci nu au fost niște consultări sau nu aveți habar că ar fi avut loc niște consultări cu primarii dacă au sau nu nevoie de aceste indemnizații speciale? Haideți să discutăm lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Eu trebuie este să adevărat, este adevărat că până acum ceva timp, până acum 2 ani mai exact, salariile în administrația publică locală erau inadmisibil de mici, inclusiv sau mai ales la primari, ceea ce este în neregulă. Tocmai că luptăm împotriva corupției. Vă amintiți lupta împotriva corupției cu ce a început? Cu creșterea salariilor la magistrați. Tocmai ca măsură împotriva corupției, consider că persoanele din administrația publică trebuie să aibă salarii decente. Că astăzi s-a sărit calul și că în administrația publică sunt salariile mult mai mari decât în privat, iarăși e un dezechilibru
care ar trebui rezolvat cât mai repede. Faptul că e dublat de o lipsă a reformării aparatului administrativ în integralitatea lui, și aici nu mă refer la medici și la profesori. Nu, nu. Mă refer la gloata mare de prin ministere, de prin guvern și de prin administrația locală în multe zone. Ca să spunem lucrurilor pe nume. Ok, astea sunt ca argumente. Domnule, au avut salarii foarte mici. În consecință ar trebui să le punem un special acolo în pensie. Ori este greu de acceptat că o anormalitate o repar cu o altă anormalitate. Pentru că fix asta se întâmplă. Pe codul administrativ, pensiile primarilor, indemnizațiile speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților de consilii județene și vicepreședinților de consilii județene din 1992 și până în prezent, le veți suporta dumneavoastră din bugetele primăriei, primăriilor, din cotele defalcate care vin dinspre guvern, tot din banii ăștia, din IV-ul acesta? Impozitul pe venit? Cine va suporta acești bani? Da, da, da. Am impresia. Nu m-am uitat cu foarte mare atenție pe acest aspect, dar am impresia că aveți dreptate. Aici, din nou, discutăm de localitățile mici. Pentru că imaginați-vă pentru București. Câți primari generali și câți primari de sectoare sunt pensionari? Haideți să fim serioși. Că îi înumărăm pe degetele de la o mână. Probabil. Da, problema o regăsim de asemenea acolo unde sunt 3.000 și ceva, și anume la comune. Acolo să treci. Acolo unde oricum bugetele, da, acolo au unde de e bazinul principal al PSD, și bazinul electoral principal al PSD. Și unde oricum dânsii cheltuiesc banii care se produc la orașe. Da. Prin noua filozofie bugetară, că s-a schimbat modul de alocare. Da. Da. Iar legea bugetului de anul ăsta este cea mai ticăloasă pe care am văzut-o odată, pentru că încurajează mai ales localitățile mici. Imaginați-vă că au pus această prevedere. E ticăloasă din ce punct de vedere? Asta vă spun. Au pus o prevedere conform căreia dau 120 de lei pe cap, 1200 de lei pe cap de locuitor, da? Dar numai puțin de 2 milioane. Unde ce credeți? Sunt avantajate tocmai localitățile foarte mici. Acelea cu 100 de locuitori, minim e 2 milioane. Vă imaginați că iau dublu față de celelalte localități? Deci nu mai contează tu ca oraș cât de mult produci și ce taxe livrezi înspre statul român, ci contează așa. Deci, ăsta este minim garantat. Că de asta spun, este o lege a bugetului care a dat foarte mulți bani la comune. Și revin, localitățile care au acelea de 100, de 200 de locuitori, în loc să aibă, pe această prevedere, în loc să aibă 1200 de lei garantați, au 10.000 de lei de cetățean garantat. Este o lege a bugetului care profită politic din plin PSD, care are bazinul electoral axat exact pe această zonă. Unde s-a întâmplat această schimbare de filozofie bugetară? Vedeți, iarăși ajungem la o discuție care este, din nefericire, reală, dar profund neprincipială. Păi, ea este ticăloasă pentru România, doamna Lipai. Pentru România este foarte ticăloasă. Atunci când încurajezi nemunca, atunci când încurajezi anormalitatea, atunci când iei bani de la alții pentru a da altora fără niște principii sănătoase, asta înseamnă că, de fapt, într-o țară care nu e nici pe aproape de normalitate, o strici și mai rău.